trebuie situația în Marea Britanie, vârful de lance al Brexit, bani negri în campania electorală. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, vârf de lance al campaniei pro-Brexit, a calificat sumpte drept ridicole acuzațiile conform cărora tabrasa ar fi încălcat regulile de financare în timpul campaniei electorale pentru referendumul din 2016, informează duminica FP subliniere IPA. Un lansator de alerte a afirmat că votele AV, principalul grup care a condus campania în favoarea Brexitului, a donat fonduri către un grup mai mic cu care avea legături pentru a evita desublinierea plafonului legal de cheltuieli. Legea electorală britanică interzice coordonarea între campanii, care se presupune că trebuie să fie independente. Boris Johnson a condamnat sublinierea calificat drept total ridicole aceste afirmații, preluate de The Observer sublinierea postul de subliniere Tyr Chaniel 4 News. Diez votele avea că subliniere tigat în mod cinstit, subliniere ilegal. Vom părăsi Uniunea Europeană într-un an, a notat ministrul pe contul său de Twitter. Potrivit informațiilor difuzate de The Observer sublinierei Chaniel 4 News, votele AV era aproape de limita legală de 7 milioane de lire sterline, 8 milioane de euro, atunci când a făcut o donație de 625.000 de lire sterline unui mic grup pro-Brexit denumit BLAV în ultimele zile de campanie pentru referendum. Sahnir Sanni, care a lucrat pentru campania BLAV, a afirmat că votele AV era foarte implicat în activitatea grupului sublinierei ce ei au folosit BLAV pentru a desublinierei plafonul de cheltuiere sublinierei nu doar cu o sumă mică. Ei au spus că aceasta nu este coordonat, însă a fost, a susținut Sahnir Sanni la postul Chaniel 4 News. Votele avea negat aceste acuzații, iar un purtător de cuvânt al său a amintit că membrii Comisiei Electorale au decis de două ori în favoarea grupului în această privință.